Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalurile gratuite. În acest video vom vorbi despre un subiect destul de interesant, zic eu, chiar dacă un pic mai târziu decât ar fi trebuit, însă vom vorbi despre ce se întâmplă pe Discord, care sunt noutățile pe care le vom putea vedea în următoarea perioadă, și anume faptul că Discordul va începe să introducă reclame. Nu vor fi reclamele clasice la care ne-am putea aștepta, însă vor fi cumva reclame mascate care vor oferi și anumite beneficii. În acest video vom vorbi despre acest detaliu. Îmi cer scuze pentru calitatea webcam-ului pe acest video. Din păcate am uitat să iau încărcătorul de la cameră și sunt nevoie să filmez cu webcam-ul de la laptop, însă sper că se vede ok și putem să înregistrăm acest video. Astea fiind spuse, dacă vă plac videouri de acest gen în care discutăm despre diverse noutăți legate de diverse aplicații, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Astea fiind spuse, un scurt mesaj de la partenerii noștri VIP CDKey. Acest video este sponsorizat de site-ul VIP CDKey. Pe site-ul VIP CDKey găsiți oferte foarte bune la licențe de Windows sau Office, de exemplu pentru licența de Windows 10, dacă o adăugați în coș și folosiți cuponul de reducere TG12 la checkout, veți avea o reducere de 25% la licența de Windows 10. Dacă doriți o licență de Windows 11, trebuie doar să o adăugați în coș și din nou cuponul de reducere TG12 vă va aplica o reducere de 25% la licența de Windows 11. Pentru a activa Windows-ul, trebuie să vă duceți în Activation Settings în Windows 11 sau Windows 10, Change Product Key și introduceți aici licența de la VIP CDKey. Dacă doriți o licență de Office, din nou veți putea folosi cuponul de reducere TG12 pentru a primi o ofertă foarte bună. Mai multe informații despre VIP CDKey veți găsi în descriere. Hai să trecem la video. După cum vă ziceam, în acest video vom discuta puțin despre Discord și anume câteva noutăți pe care cei de la Discord le pregătesc. Cu siguranță că majoritatea dintre voi folosiți aplicația Discord și o folosesc de mulți ani de zile. Poate ne amintim cu toții când foloseam pe vremuri poate alte aplicații precum Skype, care avea o grămadă de zgomot de fundal. TeamSpeak cred că încă se folosește, în special în Scena Pro la anumite jocuri, însă cu siguranță cea mai mare parte a oamenilor sau utilizatorilor folosește Discord. Acum, Discordul când s-a lansat acum ceva ani, s-a lansat în ideea de a fi o platformă de streaming audio, ulterior s-a expandat și pe streaming video și multe alte chestii, servere, iar cei de la Discord cumva au plecat pe ideea că nu vor avea reclame pe aplicație. Acum, clar că neavând reclame, au trebuit să găsească alte metode pentru a-și putea monetiza cumva munca și aplicația, așa a apărut Discord Nitro și diverse perk-uri, dar practic puteai cumpăra diverse pachete prin care aveai anumite facilități, de exemplu puteai face stream în 60 de frame-uri, în Full HD și multe alte chestii, că de exemplu calitatea audio mai bună și toate cele. Ei bine, cam la asta s-a limitat Discordul până, să zic eu, recent, acum câteva luni, însă cei de la Discord recent au început să introducă quests. Veți avea câteva screenshot-uri de cum arată, pentru că nu sunt încă disponibile pentru toți utilizatorii și din ce am înțeles nici nu vor fi neapărat disponibile pentru toți utilizatorii. Aceste quest-uri ce sunt? Practic vor fi diverse reclame mascate la anumite jocuri în care vei putea face streaming cu jocurile respective, adică efectiv share screen pe un server la prieteni și așa mai departe și vei putea primi anumite chestii în joc. Practic, Discordul va încerca să marketeze, să facă reclamă la un anumit joc, dar în același timp îți va oferi și ție un beneficiu. N-a zice neapărat că ăsta e un lucru rău, pentru că nu sunt reclame neapărat care să ne umple ecranul, să nu mai putem folosi Discordul și așa mai departe, însă chestia asta în special va fi disponibilă pentru streamer. Da? Deci streamerii care fac streamuri pe servere sau chiar pe alte platforme vor putea beneficia de aceste perk-uri, ar zice, dacă fac streaming cu un anumit joc care este promovat de Discord. Practic o reclamă mascată, aș putea spune. Acum, o chestie despre care am citit zilele astea este că aceste quest-uri, dacă le vei avea disponibile, nu le vei putea dezactiva cumva, în sensul că vei mai primi notificări și chestii legate de jocurile care sunt la quest-uri, da? Și acum nu înseamnă neapărat că vor fi jocuri cunoscute. De exemplu, cei de la Discord au testat prima oară quest-urile cu Fortnite-ul. Nu sunt foarte în temă cu Fortnite-ul, însă știu că era ceva tematică Star Wars la un moment dat și atunci au testat quest-urile pentru prima oară și am înțeles că au fost primite destul de bine pentru că, bineînțeles, cei de la Discord au oferit ceva în joc, în Fortnite, da? Multă lume joacă Fortnite, însă dacă vor fi alte jocuri, poate vor deveni un pic mai nedorite acele reclame. Bun, pentru moment aceste quest-uri se pot dezactiva, însă chestia asta nu cred că va rămâne pentru mult timp. Dacă vă duceți în setările Discord și apoi la Privacy and Safety, dați scroll mai jos, veți observa aici undeva In-Game Rewards aka Quests. Use information about how you use Discord such as what games you play to tell you about quests or other in-game reward opportunities. Deci, practic, Discordul va începe să folosească datele tale, în sensul că va urmări ce joci, cât joci și așa mai departe și îți va oferi practic aceste oferte în funcție de informațiile tale. Acum, pentru moment cel puțin, chestia asta se poate dezactiva și poți scăpa de aceste reclame, da, aceste quest-uri, însă rămâne de văzut dacă acest lucru va fi disponibil și pe viitor. Și acum, bineînțeles că dacă sunteți gen de oameni care nu vreți să vi se folosească datele niciun fel, puteți dezactiva cam toate aceste setări, de exemplu Use Data to Improve Discord, Use Data to Personalize My Discord Experience și In-Game Rewards, le puteți dezactiva pe toate și practic nu veți mai lăsa Discord
Discord-uri să folosească datele personale în niciun fel până la urmă. Cam asta e faza cu quest-urile, însă se preconizează că Discord-ul va începe încet încet să introducă tot mai multe chestii de genul ăsta. Cum ar rămâne de văzut cât de vizibile vor fi aceste chestii, însă per total mie Discord-ul mi se pare ok, sper să nu se ducă într-un drum greșit, în ghilimele aș putea spune, în sensul că nici prea multe reclame nu fac bine pe o astfel de aplicație. Este o aplicație gratuită până la urmă, însă există riscul ca pe viitor, cine știe, să bage reclame și să trebuiască să ai Discord Nitro ca să nu ai reclame și toate cele. E posibilă chestia asta în direcția în care se duc marile companii, dar numai spre profit, spre bani. Să sperăm că Discord totuși va rămâne oarecum pe calea cea bună, în ghilimele. În mare parte cam acestea sunt chestiile despre care am vrut să discut. Într-adevăr, Discord-ul, v-am zis, se îndreaptă spre o eră a reclamelor cumva mascate. Sperăm că nu va fi mai mult de atât, însă rămâne de văzut. Vreau să văd și părerea voastră în rubrica de comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, clopoțelul activat ca să fiți la curent ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Eu am fost Emi, vă aștept pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Data viitoare vă zic la revedere!